Povestea pictorului Lucian Grigorescu a început pe 1 februarie 1894 la Medgidia. Se pare că marile talente s-au născut iarna pe un frignă praznic, dar au avut un scop precis, să încălzească sufletele noastre prin ceea ce știu ei mai bine să facă, să creeze. Lucian Grigorescu, căci despre el vorbim, a fost un pictor român post a studiat pictura la Academia de Bele Arte din București. După întreruperea cauzată de război, reia studiile și își continuă formație artistică la Roma și Paris, unde frecventează atelierele de la Grand Chomier și Academia Ranson în atelierul lui Roger Bizier. În anul 1848, Lucian Grigorescu a devenit membru corespondent al Academiei Române. Pe un drum urmat adesea de artiști, începând cu reprezentanții impresionismului, călătorește spre sudul Franței, lucrând la Casil, fascinat de lumina intensă și de culorile proaspete ale regiunii. Lucian Grigorescu a fost înainte de toate un pictor al naturii. A oferit un spectacol al culorilor, îmbrăcat în emoția spectrului artistic, în care a transpus ținuturile dobrogene, prea puțin cercetate de marii artiști ai vremii. Pictorul a iubit meleagurile natale și le-a rămas loial, lucru evident în lucrările sale, unde a înfățișat cu mare patimă ceea ce pentru el însemna acasă, fiindu-i deopotrivă și izvor de inspirație. Portretele au reprezentat lucrările cele mai sensibile. Printre acestea este de menționat Arlechinul, Aflat în muzeul zambaccian. Din tablou se degajează o tristețe care nu este atenuată de îmbrăcămintea colorată a personajului. O lumină de pastel acoperă întreaga imagine, a cărei valoare cromatică este depășită de semnificația umană vibrantă. Marina este un alt peisaj inspirat de ținutul natal. Deși o perioadă bună de timp a stat departe de țară. Asta nu l-a făcut să își uite rădăcinile. Mergând pe strada spre mare, urmărește cu ochiul vigilant de artist ceea ce poate evidenția mai bine. Și atunci, banala stradă spre mare devine misterioasă, interesantă, te face chiar să-ți dorești să fii acolo. Peisajele artistului ne atrag atenția din două motive. Primul, pentru că el redă ceva ce alții nu au avut curaj, iar al doilea, pentru modul în care își construiește opera. Artistul a fost alături de noi până pe 28 octombrie 1965, când a murit la București. Lucian Grigorescu și-a pus amprenta acolo unde alții nici nu au avut curajul să viseze. Iar asta înseamnă talent și dorința pentru a reuși. Originalitatea sa este de necontestat. Iar marii critici de artă plastică îl numesc deschizător de noi orizonturi.